Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu Mihai Burcea, istoricul nostru din cartiere, că deja puteți să spunem asta, ne plimbă peste tot, prin toate cartierele ne plimbă, și am ajuns în București noi. Dar mai departe, mai multe te las pe tine să ne spui da. Ce găsim aici. O să ajungem și pe pământurile unei moșii. Da, interesant. Da. Da, suntem în zona urbană, arondismentul București noi, care cuprinde mai multe cartiere. Aici suntem chiar pe Bulevardul București noi. Vis-a-vis, peste drum, este locul virant pe care a adăpostit întreprinderea de textile Dacia. O întreprindere despre care am vorbit și data trecută când am vorbit despre cartierul Pajura. Da. Este o fabrică a cărui temelie a fost pusă în 1935 de către niște italieni din Milano și, evident, după aia a funcționat și în perioada comunistă și s-a dezvoltat odată cu trecerea anilor. Ea a fost demolată în 2014 și acum se așteaptă ridicarea unor blocuri, unor ansambluri rezidențiale, evident. Vedem și macaralele montate, deci da, totul e, începe ușor. Sunt la piciorul regimentului pregătiți. Da. În capăt avem podul Constanța, de unde începe cartierul București Noi, da. Zona urbană București Noi. Podul Constanța, care a fost și el ridicat în 6-7 luni de zile, în perioada iulie 1939-decembrie 1939, deci pe vremea regelui Carol al II-lea. Și a fost, într-adevăr, s-au folosit și 800 de militari în termen de la CFR, deci munca militarilor în termen era folosită și în perioada de dinainte de 1945, nu numai după, pentru că lumea știe că, în principal, la munci, în agricultură, în mine și pe ogoarele țării erau aduși militarii, dar doar în perioada comunistă, dar, de fapt, are rădăcini în perioada interbelică. Militarii în termen de la CFR erau folosiți pe scară largă și la lucrări militare urbane. Da. Și acest pod a fost ridicat în 6 luni de zile, în 1939, și de acolo începe cartierul București Noi. Da. Se ramifică către Chitila, se ramifică, sunt două, să le zicem, cartiere, Costeasca și Chitila Triaj. Ok. Așa, deci pe șoseaua Chitila, de-a lungul șoselei Chitila, iar noi în față, cum mergem spre cartierul Străulești, București Noi, Străulești, București Noi, mai avem, în dreapta, avem cartierul Dămăroaia. Da. Tot în dreapta, mai în jos, spre cartierul Pajura, de acolo nu mergem pentru că am fost data trecută. Da. Băneasa Sud, în capătul lor, în capătul și Dămăroaiei și Pajurei, iar în capătul Bulevardului București Noi se intersectează cu Bulevardul Laminorului, care desparte cartierul Străulești București Noi de cartierul București Noi, propriu-zis. Bun. Vom merge de-a lungul Bulevardului București Noi. În spate avem blocurile sovietice, despre care vom vorbi un pic mai târziu. Mai întâi trebuie să spun despre locul pe care s-au amplasat actualele blocuri și pe care se regăsesc actualele blocuri și case. Și de unde a venit denumirea asta cu București Noi? Da. În 1898, să zicem, magnatul vinului, o personalitate foarte bogată din protibentada vremii bucureștene, din acei ani, din bel epocul românesc, Nicolae Bazilescu, jurist de profesie, a moștenit de la tatăl soției sale o moșie, moștenirea Grefoaicele, și pe această moșie el a parcelat-o, a împărțit-o în două, jumătate, 150 de hectare, a donat-o comunității pentru a ridica școală, biserică, străzi, diferite dotări urbane, nu știu ce mai erau, cămin cultural, dacă mi-aduc bine aminte, și jumătate a parcelat-o și a scos-o la vânzare pentru ca locuitorii care vor să se mute aici să-și ridice case. Arhitectura e vernaculară, în general, în partea de peste drum a Bulevardului București Noi, deci sunt arhitecți fără nume, să zicem. Okay. Casele sunt ridicate într-un fel de fusion, eclectic. Și acest orășel București Noi, pentru că Bazilescu avea o viziune foarte ciudată pentru un om bogat, pentru un capitalist, avea ideea aceasta de cooperațiune și de cooperarea oamenilor pentru a face diverse lucruri, pentru meșteșuga, pentru ateliere. Cumva o gândire sănătoasă, da, zic eu, da? Da, eu care sunt mai de stânga, așa, pentru mine e foarte ok. Și, deci în 1990 o pune temelia acestui cartier, orășel, care era, să zicem, în epocă îi se zicea Mahalaua Bazilescu, pentru că, evident, la început, în primii ani, arăta da, deplorabil. Da, până s-a parcelat și parcul, până s-a ridicat și biserica în anii următori, biserica care azi îi poartă numele Sfântul Nicolae și Ecaterina, Nicolae și Ecaterina, și această
Biserica e un fel de clădire simbol a cartierului. Foarte, o biserică foarte frumoasă, foarte cochetă. Iar vis-a-vis se află parcul Nicolae Bazilescu, okay, care în perioada comunistă a purtat denumirea de parcul Nicolae Bălcescu. Okay. Bun, și orășelul, să zicem, care, mă rog, se afla în comuna suburbană Grivița, la acea vreme, până în 1950, când s-a făcut o nouă reîmpărțire administrativ-teritorială în perioada 1950-1952, era legat de București, de oraș, de o linie, o linie de tramvai, să zicem, o linie de cale ferată, de tramvai, pentru că el avea și, se zice că avea și un automotor al lui personal cu care, okay, ajungea mai repede avea în bani. Oraș. Avea bani, exact. Da. Așa, și aceasta este linia care lega cartierul, deci, București. Chiar pe aici. Da, da, chiar pe aici. Da, chiar. Aici a fost și o problemă cu în 1929, pentru că s-a certat, mă rog, primăria de verde, pentru că toată zona asta mai dincolo aparținea de primăria sectorului verde. Sectorul, mă rog, mai erau color, împărțite în culori. Pe culori, pe culori, pe culori, da, da. Verde, roșu, albastru. Da. Și primăria sectorului verde îi concesionase, să zicem, linia lui Bazilescu și acum era a lui și vrea să-i ridice concesiunea, pentru că nu mai îngrijise la un moment dat, n-a mai avut, deci, familia Bazilescu. Da. Și, bun, trecând peste acest mic impediment, apoi, în perioada după 1950 și 1952, după venirea comuniștilor la putere, aici hai se să va... ne ieși din partea cealaltă. Da, da, da. Ca să vedem și cealaltă zonă. Da. Și să o luăm și ușor, da? Așa spre... Mergem încet? Da, 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 da. Hai. Stai că stai pe partea asta. Da. După venirea comuniștilor la putere, i-au hotărât aici în anul 1954, când s-a elaborat o hotărâre a Consiliului de Miniștri privind construcția de locuințe, să ridice un... un quartal, un quartal de locuințe colective, de blocuri, care începe de aici, da, și se termină vreo 150 de metri mai în față. Această arhitectură face parte din să zicem, curentul realist-socialist în arhitectură, în istoria urbanismului și a arhitecturii, perioada stalinistă, mă rog, realist-socialist, arhitectură realist-socialistă. El, într-adevăr, este un curent de inspirație sovietică, dar arhitecții care au lucrat aici sunt toți, și cei din Vatra Luminoasă, sunt cei care s-au specializat în perioada interbelică. Deci nu sunt parașutați din Uniunea Sovietică. Okay, okay. Cam toți arhitecții care au lucrat în anii 50 la diverse proiecte arhitecturale în București sunt proveniți din școala veche, interbelică, de arhitectură. Deci am mai văzut blocuri de genul ăsta. Da, ele sunt, da, 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 și cele din Vatra Luminoasă. Și în Vatra Luminoasă, da, dacă nu mă înșel, și în Drumul Sării. Da, 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 mai sunt. Da, mai sunt, mai sunt pe stilul ăsta. Pe stilul ăsta realist-socialist este și Quartalul Coloneilor, pe la Academia Militară acolo. Așa, da. Și asta la fel ca și Vatra Luminoasă, parcelarea data din interbelic. Adică comuniștii au venit în întâmpinarea acestei idei de locuințe ieftine, de construcție de locuințe ieftine, și de masă, și igienice, da, care, așa cum am vorbit în dățile ulterioare, a fost implementată, să zicem, de partidele burghezi, de liberali, prin 1910, acest concept de construcție a locuințelor ieftine, prin societatea comunală de locuințe ieftine. Deci parcelarea exista încă din perioada interbelică și conceptul exista încă din perioada interbelică și pur și simplu ei l-au extins și l-au dezvoltat foarte bine, după cum cred eu, pentru că, într-adevăr, majoritatea apartamentelor sunt de două camere. Proporția și în București, cam de ce s-a realizat atunci, era 70% erau apartamente de două camere. Am impresia că sunt un pic mai mari decât... Și sunt mai mari, da? Mai mari, da. Un apartament cu trei camere aici, suprafața medie era de la 90 de metri pătrați. Ok. Iar un apartament cu două camere era la 60 de metri pătrați. Mai mare decât... Eu stau în pași la două camere și stau 40 de metri pătrați. 40, adică, da. Aici să fim un pic atenți. Să stăm puțin că avem roșu. Da. Așa. Deci... normativul, eu zic că era ok, da, pentru două camere și în anii 50, când era o criză foarte mare de locuințe, totuși, veneam după război, la fel și alte țări europene, și în Italia, și în Franța, să zicem, care au fost afectate, mai mult Italia și Germania, bineînțeles, care au fost, unde s-au purtat lupte foarte grele și au fost orașele, în majoritatea lor, au fost afectate, la fel și România, a fost o criză foarte mare de locuințe și era penurie, ca în toate țările afectate de război. Cartele... viață grea, energie, consumul reduse, da, și așa mai departe. Și totuși pentru acei ani, pentru anii 50,
această lejeritate cu care s-au aprobat planurile pentru 60 de metri și 90 de metri pătrați, apartamente cu două, mi se pare foarte ok. Și ele sunt apartamente râvnite. Râvnite, pentru că și acum sunt foarte căutate. Da. Blocurile sovietice, să zicem, așa sunt cunoscute, staliniste, sovietice. Ele au... Uite, mai arată și pe partea cealaltă. Se vede mai bine. Un fel de aerisiri. Ele au fost racordate. La un moment dat au fost branșate la căldură. Da. Nu mai știu acum dacă au avut și sobe. Cred că unele au avut și sobe, unele nu. Dar nu știu sigur, aici nu bag mâna în foc. Ok. Iar pe unele se mai văd și... Nu știu dacă pe astea, dar... Se văd și sirenele antiaeriene, okay. Pentru că ele totuși sunt ridicate în perioada încleștării, încordării dintre cele două blocuri antagoniste, blocul NATO și, să zicem, tratatul de la Varșovia, înființat în 1955, dar tensiunile izbucniseră imediat după 1947 între cele două blocuri și iminența unui război nuclear era foarte, cum să zic, înrădăcinată în mentalul colectiv al populației. Cam da. Toată lumea, mă rog, și propaganda oficială și oamenii se așteptau că în curând va izbucni un război, dacă nu nuclear, un război de proporții. Este și motivul pentru care la granița cu Iugoslavia, în anul 1951, între 1950 și 53 au fost construite niște fortificații uriașe. Okay. Deci bugetul statului a fost afectat foarte, foarte mult de odată de canalul Dunărea Marea Neagră, decizia de a înființa canalul, de a ridica canalul, de a amenaja canalul între 49 și 53, lucrurile s-au oprit în 53 și de această decizie de a ridica fortificații la granița cu Iugoslavia. Acum sunt niște imagini pe internet cu o dronă a filmat aceste fortificații, se mai văd încă rămășițele. Okay. Sunt enorme pe kilometri întregi. Deci s-au consumat. Și s-a băgat beton atunci enorm acolo. Și mă rog, au fost abandonate imediat după ce a murit Stalin, tot a fost lăsat de izbeliște și România s-a reîmpăcat cu Tito. Uh-huh. Okay. Și lucrurile au mers către normalizarea relațiilor cu Iugoslavia. Și aceste blocuri totuși poartă amprenta acelei epoci de tensiune. Ele sunt, dacă consultați lista IGSU de adăposturi antiaeriene, o să vedeți că sunt o serie de adăposturi, se găsesc aici pe Bulevardul București Noi, da. Și sunt aici în blocurile, la subsolul blocurilor din dreapta, deci blocurile sovietice. Okay. Și sunt, bine, acum... Deci l-au făcut luând în calcul totul, da, adăposturi antiaeriene. Și am înțeles că acum... din discuțiile de pe grupul de Facebook al cartierului, am înțeles că unele sunt, ca în majoritatea locurilor, sunt folosite pentru adăpostire de gogonele. Depozitare, da. Depozit. Și tocmai asta, având în vedere războiul cu Ucraina de la graniță, în contextul ăsta, au fost și aceste discuții de pe grupul de Facebook al cartierului București Noi, privind reamenajarea și reluarea în... considerația destinației acestor adăposturi. Da, și așa cum spuneam, arhitectură realist-socialistă. Ia uite, mai trage și aici un cadru. Bine. Da, avem aceste arcade. Astea sunt porțile de... niște arcade de intrare, da. Da. Care, din păcate, acum sunt... sunt într-o situație jalnică și există pericolul ca aceste cărămizi la un moment dat să cadă, pentru că sunt coșcovite cam rău. Da. Și dacă nu se intervine pe ele, uitați, chiar e cam periculos acolo. Da, și am intrat în acest quartal. Ei, și în spatele acestor blocuri sunt casele. Da, sunt în spatele acestor blocuri și partea stângă și în partea dreaptă sunt case. Da. Acum vedem imediat după acest bloc, după ce se termină acest bloc, pentru că seria asta de blocuri care bordează clubul fosta casă de cultură Înfrățirea Între Popoare. Da, care vine acum după bloc. Da, care urmează acum. Ele au fost amenajate după 1953. Ia, întoarce puțin. Casa de cultură Înfrățirea Între Popoare a fost ridicată în anul 1953, s-o luăm pe aici, printre mașini. Da. Deci în anul 1953, când România se pregătea pentru Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Da.
Și odată cu acest festival mondial al tineretului și studenților, bineînțeles, care era controlat de către țările socialiste din lagărul Păcii, care a avut loc la București, acest festival, s-a luat decizia de a se realiza câteva lucrări de importanță edilitară în București. Și anume, Casa de Cultură Înfrățirea între Popoare, da, peste drum, în stânga, când vom trece, când vom ajunge în Parcul Basilescu, vom ajunge la Teatrul de Vară Nicolae Bălcescu. Da. Toate astea s-au ridicat în decurs de 7-8 luni, cam așa. Rapid. Decizia s-a luat de a găzdui acest festival în 1952, da, iar lucrările au început cam pe la începutul anului 1953. Okay. Este o casă de cultură fantastică, pentru că are 2000 de locuri, cu parter și etaj. Sala principală a fost folosită pe post de cinematograf, da, ani de zile. După, în perioada Ceaușescu s-a schimbat, după ce a intervenit o nouă lege administrativ teritorială, iar nu mai aparținea de raionul Grivița Roșie, ci de Casa de Cultură a sectorului 8. Pentru că aici vom fi în sectorul 8, în perioada ceaușistă. Da. Așa cum spuneam, în anul 1950 au fost ridicate aceste clădiri, și Teatrul de Vară Bălcescu și Înfrățirea între Popoare. În plus, tot cu acest prilej a fost ridicat în cartierul pe Bulevardul Muncii, Bulevardul Basarabia, a fost ridicat Parcul Național 23 August, stadionul de 80.000 de locuri, 70-80.000 de locuri, Teatrul de Vară, care este vis-a-vis de parc, parcul, evident, cu lac. Patinoarul. Patinoarul a fost mai târziu. Mai târziu, okay. da. Turnul de parașutiști. Da. Cred că tot atunci, dacă nu mă înșel, tot atunci în 53 a fost ridicat. Și da, deci astea au fost principalele, pentru că trebuiau zone de agrement, da, sportive. Venind atâția, au fost câteva mii de invitați la acea vreme, tineri, evident, în majoritatea lor, preponderent. Și acestea au fost punctele din capitală în care s-au construit intensiv. Acest festival a fost benefic și pentru populație, pentru că după atâtea ani de privațiuni, a fost o mană cerească, da, pentru ei. Regimul vrea să epateze, să zică, ia, uitați, veniți din toată lumea, uitați să vedeți ce vă dăm stare. Și da, cum era noi. Cum... Și festivalul a avut loc în perioada 25, sfârșitul lunii iulie până pe 20 august, cam așa, și timp de aproape o lună bucureștenii s-au bucurat de o aprovizionare cât de cât sporită, mai bună. Pentru că până atunci era jale. Dar după ce s-a terminat festivalul, s-a revenit la austeritatea, okay, post război. Așa. Acum vom merge, nu, va trebui să traversăm, pentru că vreau să și să vă mai spun ceva. Tot acest quartal de blocuri, de locuințe colective, a fost opera arhitecților Victor Slav și Alexandru Ioțu. La Ioțu voi mai reveni peste 10 minute. Okay. Vă spun de ce. Trebuie să traversăm acum, pentru că trebuie să luăm un pic pe strada aceea. Da. Și la vreo 100 de metri se termină, da, uite, scoarul. Întregul scoar. Da. Întregul scoar se termină la... Și cred că de aici, din punctul ăsta, se vede un pic mai bine. E un scoar destul de mare. Dimensiuni... Mm-hmm. Da, e un pic obturată vizibilitatea din cauza copacilor. Da. Bun, să traversăm. Da. Stați un pic să revin un pic la... Avem niște poze. Da. Hai să le vedem. Da. Era să trecem și rămâneam un pic. În primul rând, vreau să prezint această carte a Irinei Tulbure. O carte care vorbește despre această arhitectură realist-socialistă din perioada 45-60. Pentru că este o perioadă de tranziție și Irina Tulbure dezvoltă întregul concept în această lucrare foarte interesantă, după care m-am documentat și eu. Okay. Și de aceea am vrut să o prezint. Iar apoi aș vrea să mai... Oba. Ia, hai, țin eu da, asta. Da. Așa. Și poze. Da, pozele sunt aici. Haideți să ne deplasăm un pic ca să avem exact... Exact poziția care s-a făcut... S-a amenajat, aici s-a amenajat în anul 1971 cu prilejul Sebii Centenarului Partidului. Da. PCR-ul s-a înființat în mai 1921, iar în mai 1971 se celebrau 50 de ani de la înființarea PCR-ului.
Și au fost o serie de festivități și pentru a marca, în primul rând, pentru a îi da consistență, s-a luat decizia de a, ca această piațetă din fața Casei de Cultură a sectorului 8, deja la acea vreme, să fie, să poarte denumirea Piața Karl Marx, Friedrich Engels. Și soarele e acolo, cred că așa, hai, nu, hai, uite, așa. Da, hai, da, așa. Da. Că avem, hai, da, a, chiar acolo, a, da, așa, exact, gata. Exact. Și se s-au ridicat cele două busturi ale lui Marx și Engels. Da, aici. Da, printr-un decret al Consiliului de Stat s-a luat hotărârea ca această piațetă să poarte numele lui Karl Marx și Friedrich Engels. Fotografie luată cam din acest unghi, pentru că blocul se vede. Uite blocul de acolo. Exact, cel de acolo. Exact. Iar iar cele două busturi se aflau exact unde se află astăzi acest părculeț. Okay. Și străjuiau intrarea principală în Casa de Cultură a sectorului 8. Uh-huh. Și la ceremonie, la această festivitate, au luat parte Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, care era premier al României, Manea Mănescu și pe aici, pe undeva prin spate, prin asistență, era și Ion Iliescu, care la acea vreme, în mai 1971, era secretar al Comitetului Central pe propagandă, pe probleme de propagandă. Deci e cea mai înaltă funcție în care a reușit să acceadă Ion Iliescu în perioada comunistă. Și funcția de secretar al CC-ului, alături de cea de secretar pe probleme organizatorice, era una dintre cele mai importante în ierarhia CC-ului. Și undeva pe aici e și domnul Ion Iliescu, care astăzi trăiește undeva izolat în cartierul Primăverii, pe o stradă, nu mai știu dacă e Molier sau Atena. Okay. Da, și această, deci toată conducerea de partid și de stat a venit în acea ziua de 27 mai a avut loc această ceremonie, festivitate. Chiar în acea zi, după ce Ceaușescu a plecat de aici de la festivitate sau înainte, nu știu sigur, dar eu cred că după ce a plecat de la festivitate, a fost anunțat că la Oradea a fost detonat un avion. Un avion care urma să facă cursa Oradea-București, da, a fost deturnat de către șase sau șapte cetățeni, care au osilit pilotul să se îndrepte către Viena, dacă nu vreau dacă, să plece din România, da, da, da. Și le-a reușit lovitura și au ajuns la Viena, nu mai știu, în două sau trei ore, da, 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 da. Și Ceaușescu a fost anunțat de această poveste imediat după, cred că imediat după ceremonie, chiar în ziua de 27 mai 1971. Okay. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dar cred că pe internet sunt informații despre întreaga poveste, ce s-a întâmplat cu cei care au deturnat. O poveste care sigur pare și e interesantă. Da, au fost mai multe cazuri de deturnări, da. nu multe, dar chiar începând cu anii imediat după 1945. Au fost cazuri prin care ori piloți, ori oameni care tocmeau piloți, pur și simplu plecau cu avioanele. Da. În Turcia, de regulă în Turcia era destinația cea mai ușoară, pentru că era foarte aproape. Și bun, a fost și un caz că și Max Auchin tot așa în timpul războiului, prin vara lui 1944, înainte de 23 august, cu vreo lună, două, la fel a plecat și el, a plecat din țară, a fugit cu un avion, mi se pare cu bâzul cantat cu zină, dacă mă înșel. Da, pentru că se ieșea foarte, în regimurile totalitare se iese foarte greu. Da. Da, aici să fim atenți. Da. Putem trece. Așa. Așa. În stânga trebuie să... Da. Stai așa. Gata, hai. E în regulă. Așa. Acum am traversat bulevardul. Da. Și o să ne îndreptăm pe lângă acest complex abandonat, din păcate. Da. Și aici la fel că am vorbit. Tragem un cadru și cu complexul. Da, aici merită un cadru. E un complex uriaș care... Cum se numea? Sau cum se mai numește? Nu știu, cred că chiar București, nu mai știu. Ok. Dar la fel a depostat o grămadă de magazine utile cetățenilor din zonă. Da. Și exact cum vorbeam la Piața Pajura, că primăria, în loc să încurajeze, să-l amenajeze și să-l ofere micilor negustori, da, și comercianți, îl lasă așa în paragină, într-o situație semi-litigioasă, nimeni nu știe, la fel ca la Piața Pajura. Da. Și evident, pe toată perioada asta proliferează și prosperă marile corporații, concerne. Da, da, da. Eu sunt întotdeauna pentru micul producător, micul dezvoltator. Așa. De acord. Bun, și acum ne îndreptăm
ne îndreptăm ușor, ușor către Casa Verde. Da. Este sediul mișcării, unul dintre principalele sedii ale mișcării legionare. Aș putea spune că e cel mai important, pentru că mai exista o Casă Verde pe strada Gutenberg, astăzi unde este Biserica Ilie Gorgani, și spune Biserica Legionară, pentru că acolo mai vin adepții mișcării legionare. Aha, aha. Și lângă, era pe Gutenberg 3, era casa, vila lui generalului Gheorghe Constantin, Gheorghe Grăniceru, care era președintele de formă al partidului, că în spate era de fapt Corneliu Codreanu, dar în fruntea partidului, ca în acte, era acest general care se aurolase pe câmpurile de luptă ale primului război mondial, la Oituz, săvârșise niște fapte de arme și acum era fusese atras de partea mișcării legionare. Și în 1933, dacă nu mi-aduc bine aminte, legionarii au hotărât să construiască această casă prin donațiile lor și prin diferiți patroni care se alăturaseră extremei drepte și donaseră mișcării legionare o serie de sume. Au luat hotărârea de a construi această casă în București Noi, okay. Casa Verde. Da. Este amplasată pe strada Lăstărișului, cea din față. Da. Și aici, în anul 1937, în februarie, pe 13 februarie 1937, aici a avut loc o mare ceremonie, imediat. Așa, asta o punem la urmă? Da, o punem la urmă, numai că... Așa. Da, perfect. Acum o să pun eu aici ca să fie... Aha. Să vedem să și, vede, da, și în spatele ei. Eu cred că fotografia este luată din această poziție. Da. Hai, vină tu în partea. Așa, perfect. Bun, aici sunt înmormântați, au fost înmormântați în două cripte, doi lideri marcanței mișcării legionare, Vasile Marin și Ion Moța. Avem aici și portretele lor. Și practic în această curte. Da, în această curte. Între cele două clădiri. Exact, da. Ce se întâmplase? Acesta este o fotografie din anul 1940. Deci nu este luată este realizată de fotograf german în 1940, după ce veniseră legionarii la putere, deci undeva în toamna lui 1940. Și ce se întâmplase? Cei doi legionari, liderii, primul era Ion Moța, era vicepreședinte al mișcării legionare, și Vasile Marin, mi se pare, era șeful organizației pe București. Ei făcuseră parte dintr-un contingent de 7 legionari care plecase în Spania să se alăture trupelor naționaliste ale generalului Franco, cel care pornise rebeliunea împotriva guvernului legal spaniol, împotriva guvernului democratic spaniol, pentru a cuceri puterea și înlătura de la putere pe cei care câștigaseră în alegerile din februarie 36. Și, așa cum este bine cunoscut, o grămadă de cei din partea democratică, din partea stânga spectrului politic european și mondial, au plecat în Spania să lupte de partea republicanilor, de partea guvernului, loialiștilor, iar cei care erau adepții extremei drepte, din toată Europa, să zicem așa, bine, nu din toate țările, au plecat să lupte de partea lui Franco. Și de partea lui Franco au lucrat și irlandezi, și români, și, nu mai știu, cred că au fost și englezi, mă rog, și francezi. Dar, în general, cei mai mulți s-au alăturat taberei republicane. Și în noiembrie 1936 pleacă și un micus contingent de legionari, de liderii mișcării legionare. Pleacă în Spania, se alătură în Tercio, deci într-un fel de legiune străină destinată combatanților din afara granițelor spaniole, și se alătură acestei unități. Și în ziua de 13 ianuarie 1936, la Maia de Honda, în timp ce se aflau în tranșee, a explodat un obuz lângă grupulețul lor și cei doi legionari, Vasile Marin și Ion Moța, au murit din cauza acestui obuz. Și evident, aflându-se știrea în țară, conducerea mișcării legionare a luat decizia de a organiza niște funerali și o ceremonie fastoasă, pentru că ei și-au dat viața pe altarul luptei anticomuniste, pentru lupta, apărarea crucii și, mă rog, toată pentru ei erau niște eroi. Da, pentru ei erau niște eroi și pentru majoritatea societății românești, nu, pentru majoritatea elitelor vremii de atunci, pentru că ei plecaseră să lupte împotriva comunismului, elitele burgheze de la acea vreme, evident că nu-și doreau să vină un guvern de stânga în România și niciunde, la fel și monarhia și suveranul și toți erau favorabili generalului Franco la acea vreme. Cei care erau de partea republicană erau socialdemocrați, erau comuniști, erau democrații sinceri, antifașiști și așa mai departe, dar erau niște zone politice periferice în societate, adică ocupau niște metereze cam moi. Și
trenul mortuar care a venit din Spania, pentru că au venit cu un tren care s-a oprit și la Berlin. Să vii partea asta să ne iei din profil, da. Ca să poată... Așa. Trenul mortuar a trecut și pe la Berlin, unde a avut loc o ceremonie. Da. Chiar mi se pare divizia Leibstandarte de Adolf Hitler, cei care îl gardeau, asigurau paza personală lui Hitler, au asigurat garda la catafalc. Deci au beneficiat de aceste ceremonii și în Germania nazistă. Bun, și trenul mortuar ajunge undeva pe 11 februarie prin nord și se oprește și la Cluj și pe tot traseu, oprea din gară în gară și era întâmpinat. Sobor de preoți, elitele vremii, nu știu, wow. Vaida Voievod, și la București, cam tot spectrul politic, să zicem, Mircea Eliade, mă rog, Mircea Eliade deja aderase la mișcarea legionară, dar și Nicolae Iorga, culmea, Nicolae Iorga avea și un oficios, avea un partid mai mic, Partidul Național Democrat, avea un oficios, am uitat cum se cheamă acum, dar pe prima pagină când a auzit că cei doi au murit în Spania, a spus, are un articol, moartea doi viteji sau doi ostași, doi bravi viteji. Și culmea, tocmai legionarii aveau să-l asasineze pe el 3 ani mai târziu, în 1940. Da. De doi bravi viteji. Da. Adică, da. De ce spun asta? Pentru că ca să subliniez aderența mișcării legionare în epocă, mai ales în rândul tineretului. Bine, nu era mare, pentru că totuși au obținut 15% la legea din decembrie același an, din 37. Deci nu era, să zicem, foarte mare, dar reușiseră să câștige niște poziții foarte, foarte importante. Și mai ales în rândul tinerilor, era foarte, foarte răspândit acest curent. Ceremonia ajunge, trenul mortuar ajunge și la București, ajunge la gara de nord, se pune, cei doi sunt puși pe un catafal, pe un dric, și tocmai de la gara de nord, se merge pe jos până aici în București noi. Au fost sute de mii de oameni pe străzi la acea vreme, da, sute de mii de oameni. Bine, unii exagerează și ajung la un milion, dar nici București nu avea un milion. Da. Da, dar au fost 200-300 de mii cam au fost pe străzi. Și întreaga ceremonie se oprește aici, în București noi, pe 13 februarie, cu înmormântarea celor Casa doi. La Casa Verde? La Casa Verde din București noi, da, de aici de pe Lăstărișului. Da. Pentru a-i mormânta aici, ei au trebuit să ceară acordul Patriarhiei. Patriarhul Miron Crisel a dat acordul, pentru că, evident, era într-o casă, în grup de oameni, într-un cartier, chiar într-un orășel mic, cum era în comuna suburbană Grivița, dar totuși era într-o zonă locuită. Și au luat și acordul Patriarhului și au amenajat aceste două cripte. Urma să fie amenajat și un mausoleu, mai târziu avea să fie ridicat și un mausoleu. Evident, totul s-a năruit după înfrângerea rebeliunii legionare. Ok. Iar odată cu venirea comuniștilor la putere, întregul ansamblu a fost ras de pe fața pământului. Nu se știe, eu cred că au fost duși la crematoriul Cenușa și au fost incinerați, deci rămășițele pământești ale lor. Da. Și ulterior, în perioada comunistă, Casa Verde a adăpostit o maternitate. Ok. Și foarte mulți cetățeni din zona de aici s-au născut chiar în această maternitate și au amintiri cu maternitatea, pentru că era în mijlocul cartierului. Da. Și iar după 1990, anii 2000, am înțeles că aici a fost un after school și o grădiniță. Ok. Acum nu mai știu ce se află acolo, dar gardul de acolo... E cel de aici, doar că ăsta era, da, vedeți că este... era gol. Era ceva, mă rog. Da, ori e ăsta din capăt, ori e, pentru că era același tip de gard cu șindrilă pe el. Și se mai păstrează încă un pic. Da. Mă rog, boltele astea au fost zidite. Da, și de ce ziceam de Ioțu? Alexandru Ioțu, cel care a proiectat, unul din cei doi proiectanți care au proiectat quartalul de blocuri de aici din București noi. El, Alexandru Ioțu, este fiul lui Constantin Ioțu, da. Deci o familie de macedoni, arhitecți macedoni. Constantin Ioțu este cel care a proiectat Casa Verde. Ia, uite că de aici o vedem, deci mai bine. Deci fiul a proiectat blocurile comuniste, să zicem, blocurile sovietice. Okay. Iar tatăl, Constantin Ioțu, a proiectat Casa Verde. Da. Și, mă rog, el mai proiectase și casa... Dacă ăla era serviciu, ce să facă? Da, evident, nu, că nu zic cu un ton incriminator. Nu. Da, am zis așa că... Zic și eu, cum s-o fi gândit el atunci? Da, e, cum să zic, e un fel de meandrele istoriei, cum te duce istoria. Da.
fiul proiectant pentru comuniști și tatăl pentru legionari. Legionari. Mă rog, ambii, și fiul și tatăl, au avut, nu au fost astea singurile proiecte pe care le-au dezvoltat, da. Planuri. Dar printre planurile lor s-au numărat și... Ne scuzați. Da, ea pare așa cam genul de cetate, așa cu geamurile astea mici, da. Fereste mici. La fel am văzut că și sunt niște fotografii cu Casa Centrală a Armatei din Brașov, pentru că Constantin Ionuț a proiectat-o și pe cea din Brașov, Casa Centrală a Armatei, și la fel tot așa clădirea este făcută cu geamuri, da. Geamuri mici de cetate. Da, și asta este un pic din gardul vechi, dar mă rog, este refăcut, că odată cu trecerea anilor. Așa, acum o să mergem ușor în stânga, după Casa Verde. Da. Și ne îndreptăm către piața cartierului, cea mai importantă piața cartierului. 16 februarie se cheamă. Așa. De ce 16? Așa se numește și acum, așa se numește și atunci? 16 februarie, denumirea o poartă din anul 1900, din februarie 1948. Da. Conducerea la acea vreme, conducerea comunistă, care era la putere de, să zicem, 3 ani, dar Republica se instituise cu o lună și ceva în urmă, pentru okay. că regele abdicase forțat la 30 decembrie 1947 și în februarie 48, deci după 2 luni, au venit pentru a marca un număr 15 ani, mi se pare, de la grevele de la ateliere CFR Grivița, au venit aici în piața, această piață. Și au inaugurat o piață de stat, pe care au denumit-o piața 16 februarie, pentru a marca 15 ani de la grevele muncii. Okay. Și bineînțeles, Gheorghe Udeș și cu toată conducerea de partid aici. Există și o fotografie, o să vă trimit, și cu toată conducerea de partid, Gheorghe Udeș fiind ceferist, și e un pic normal că a ținut să fie la fața locului cu toată conducerea de partid în cartierul, pentru că foarte mulți locuitori ai cartierului lucrau la CFR atunci, și în Chitila Triaș, și da. La ateliere CFR Grivița. Aici este un loto pronosport. Așa, acel loto de care ne-ai da, spus. Da, să luăm trei lozuri. Că putem să luăm niște lozuri. Hai să luăm trei lozuri. Haide. Ia, gata. Domnul a promovat. Iată. Deci chiar luăm niște lozuri. Da, iau trei lozuri. Da. Da. Deci, băieții au desfăcut, acum e și rândul meu. Puteți să câștigi ceva, dar nu e câștigător. Data viitoare. Da. Așa. Deci, înțeleg că e aici de foarte mulți ani. Da, eu știu, e de foarte mulți ani. Eu, mă rog, eu sunt venit în cartier prin 2010, 2009-2010. Okay. Așa, și cum spuneam, aceste case... Multe dintre ele sunt ridicate în perioada interbelică, dar sunt și case ridicate în anii 50 prin credite date de către statul comunist. Ok. Au fost date anumite parcele către cetățeni care și-au ridicat o căsuță cu mică curte și una, două, trei camere maxim. Deci s-au ridicat proprietatea personală, case cu proprietatea personală și în perioada comunistă cu credite. Astea alte, blocurile sovietice au fost... care au spus că au fost ridicate în baza acelei HM25 din 1954, sunt locuințe construite din fondul de stat. Okay. Deci statul le-a construit, statul le avea în administrare. În posesie administrare. Da, prin, mă rog, icralurile vremurii. Da. Așa, și acum am ajuns la... Ușor. Începe să se aglomereze zona așa, de parcă. Da, o să intrăm un pic în piață, da? Pentru că este sufletul ce e mai viu într-un cartier decât o piață. Exact. Așa. Pe aici. Aici este și o școală. Da. Este, dacă nu mă înșel, este o școală tot ridicată în formă de U. Celebrele școli U, tip U, în care au învățat... Exact, în care am învățat și eu și... Toată generația de boomeri, de cretei, cum vrei să le spui. Sunt școli ridicate în anii 60, da. în marea lor majoritate. Așa, și asta este... Gata, ia întoarce camera să... Da, aici, pe colț aici, cred că o să vezi foarte bine... Asta e. Începe de aici. Da.
chiar să... Și se termină în partea... Deci aici să ducem dreapta. Da, dar hai să, haide să o luăm ca să trecem și pe lângă Cârciuma, unde mai... Mai beau și eu cu șprițării, cu prietenii mei din când în când. Din cartier. Ajung din ce în ce mai rar, din păcate, dar ne mai oprim din când în când la această cârciumioară. Păi da. Da, asta nu e în formă de U, cred că am greșit eu. N-am făcut aici. Înseamnă și... că e o excepție. Da, da, de regulă. Deși pare a fi ridicată tot în anii 60. În fine, nu cunosc asta, nu trebuie să zic. Bun, și... Deci piața 16 februarie, inaugurată în 1948, în... Nu mai știu dacă... Știu că n-a fost chiar pe 13 februarie. Piață de stat. Pentru că la acea vreme era viceprimar al capitalei Constantin Doncea, unul dintre liderii greviștilor de la CPR Grivza din 33. Da. Și el împânzise Bucureștiul, cel care demolase statuile lui Carol, tăi Ferdinand și așa mai departe, demolatorul de statui. Așa. Și împânzise tot orașul cu magazine de stat și piețe de stat. Ok. Ceea ce era foarte mișto. Da, asta e Cârciumioara de care... Da? Da, a, deci bine. Și cu mititei și cu belicică. Da, 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 frumos. Ok. Tot. Și împânzise tot Bucureștiul cu magazine de stat și chiar și la Atene Palace făcuse naționalizație și braseria o făcuse de stat. Ok. Păi hai să continuăm după ce facem și noi oprire aici. Vrei să ne oprim? Da. Păi da. Hai să ne oprim. Hai să bem un mic. Suntem la Cârciumoara din piața 16 februarie. Intrăm un pic în piața de trufandale. Da. Hai să luăm, vedem cum e. Să vedem ce se găsește la... Bine, fiind duminică această oră, nu prea mai găsim multe, dar un pic mai... mititei de aici au fost buni. Da, extraordinar. Și murăturile, castraveciorul, da. Extraordinar. Suntem toți pe moșia lui Bazilescu, pe Măicănești Grefoaicele. Da. O, e pustiuț. Da, duminică ora 3. Da. Credeam că o să găsim ceva, dar... Vom trece un pic prin piață și vom, după ce traversăm piața, vreau să vă arăt și o brutărie fantastică. Da, uite că din foarte aici, aici vedem. Ia, uite, mai aici... sunt niște talave cu legume, fructe. Da, aici e baza. Să rămână, deocamdată nu. Mulțumim. Mulțumim. Da, hai, treci. Da, nicio problemă, mulțumim. Pe internet, doamnă, vă... Mere, pere, împanere, de toate. Da, așa arată de regulă. Bună ziua. Bună ziua, să rămână. A, și țuicușoara, bună, bună. Așa, și o să luăm un pic în stânga. Acum e un pic problematic. Vezi, ai grijă puțin acolo. Așa. Așa, și în capăt acolo, dacă nu mi-aduc eu bine aminte. Acum suntem, cum ar veni, în mijlocul, în inima cartierului București noi. Da. După ce trecem pe lângă această brutărie celebră, unde au tot felul de produse de panificație, unele chiar și de, cu tradiție, de pe vremea lui Ceaușescu, okay. Japoneză sau chiflă. A, da? Care da, e brutăria? Mai în față un pic? Cred că e mai în față. Ok. Trebuie să fie aici pe un colț. Da, da, gata, am văzut-o, am localizat-o. Așa că după aia trebuie să mergem în parcul, în plămânul cartierului. Ok. În parcul Bazilescu. Care e destul de măricel. E destul de măricel, da, 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 da. Și el la fel a fost spațiul, terenul a fost donat de către Nicolae Bazilescu pentru comunitate. Da. Pentru a amenaja acest parc. Da, și uitați... Aceasta este... Actorul e cel de acolo, din față, pe da, dreapta. Da, Brutăria Grivița se cheamă. Uite, arată-l și tu, Adi. Da, să trecem de mașina asta. Da, cel de acolo, cuptor cu lemne. Da, bun, acum să nu creadă lumea că facem reclamă mascată. Nu, dar dacă nu facem, tot găsești lucruri interesante, de ce să nu știe lumea ce de el? N-am ce să-i fac eu reclamă, pentru că este o brutărie pe care o știe toată lumea din cartier. Din cartier, da. Da, da, și este fantastică. Gama de produse variate. Așa, și acum o să facem stânga aici și intrăm în parc. Mai avem de mers vreo...
Băiat, el a trăit la început de... El, adică, stai ca să zicem și pe microfon, de, da. De Basilescu, da? Da, perioada lui de glorie a fost începutul secolului 20. Atunci a edificat și a consfințit acest mic orășel. Așa, ușor, ușor, ușor. Da, stai, numai o clipă. Așa. În față se văd și niște blocuri. De fapt, noi am trecut pe, când am trecut pe lângă Casa, da. Verde, da. Am uitat să spun, chiar lângă Casa Verde se află un bloc. Este, el face parte din... Uite, ia întoarce-te. Da. Este acel bloc de 10 etaje. Da. Este un bloc pe plus 10. Așa. Care face parte dintr-un ansamblu de locuințe construite aici în București noi. Un ansamblu de 16 blocuri de 10 etaje, da. Parter plus 10 etaje, care a fost ridicat în perioada 1966-1970. Ok. Și, deci, e un alt strat istoric, să zicem. El a fost ridicat exact în perioada în care se ridicau și blocurile din ansamblu Scânteia Jiului, cele din capătul Pajurei, cam în aceeași perioadă, s-au suprapus, să zicem. Da. Și sunt niște blocuri la fel de căutate... niște apartamente la fel de căutate în zonă, foarte bune. Acum sunt și anvelopate și ceea ce le crește cota de piață. Da. Și iar în stânga, evident, sunt și căutate pentru că și blocurile acestea sunt în apropierea parcului. Fiind foarte aproape de parc, vă dați seama, toate familiile, fiecare caută o zonă verde, cât mai aproape de casă. Și... toate sunt construite aici, în jurul acestui parc, Basilescu. Ele sunt opera arhitectului Nicolae Zburcu, care lucra la Institutul Proiect București. Vezi că te vezi tu. Mai bine o ții altfel. Da? E ok? Așa. Acest arhitect, Nicolae Zburcu, lucra la Institutul Proiect București. Okay. Era un institut care se afla în subordinea primăriei capitalei și colectivului de arhitecți, pentru că el a fost șeful colectivului de arhitecți, a elaborat planurile pentru acest ansamblu de locuințe din București noi. Deci avem pe de o parte blocurile sovietice din anii 50, da? Și pe de altă parte vis-a-vis, da, două de epoci. Fapt, practic vis-a-vis, da. Da, da. Acest ansamblu de blocuri este ridicat pe ambele părți ale bulevardului București noi, pentru că sunt blocurile de aici de pe partea parcului, da. Și sunt mai sunt câteva blocuri care sunt ridicate peste drum în apropierea lângă biserica Sfântul Nicolae și Ecaterina. Ok. Și așa cum spuneam, sunt opera celor arhitecților de la Institutul Proiect București. Ulterior, în anii 80, s-a mai înființat un, nu știu dacă chiar în anii 80, dar cred că anii 70, sigur. Da, să o luăm pe aici. Acolo este stația de metrou deci Basilescu. Din capătul blocului. Da, da, este o stație de metrou Basilescu, pentru că tot cartierul București... să mergem pe... cred că suntem pe strada Lăstărișului aici. Așa. Strada Pieței și cu Lăstărișului. Da. Tot cartierul București noi și Pajura sunt legate printr-o magistrală de metrou, care într-adevăr a fost edificată, a fost pusă la punct de-a lungul mai multor ani, de-a lungul a două decenii și 25 de ani, cam așa. Pentru că magistrala asta, străpungerea, mă rog, tunelul, a fost început pe vremea lui Ceaușescu, okay. de la gara de nord, iar acum se oprește la Străulești, dacă mi-aduc bine aminte, și sunt vreo 7-8 stații de metrou, care asigură legătura întregii zone urbane, București și noi, cu Bucureștiul, cu miezul Bucureștiului. Da. Și uite că vine acum parcul. Da. Da, suntem pe strada Lăstărișului acum. Da. Magistrala de metrou nu a fost folosită. Da, a durat ceva. A durat foarte mult, mai ales. Adică cred că a depășit magistrala drumul Taberica. Deci iată că imediat după s-a putut și mai rău. Da, pentru că lucrările au încetat imediat după Revoluție. Ok. Și păi numai segmentul de pe zona căii Grivița, adică da. Gara de Nord, Gara Basarab, 1 Mai. Asta a durat, lucrările au durat, cred că vreo
20 de ani aproape. Okay. Pentru că stația de la Jiului a fost inaugurată abia în 2010. Și în toată această perioadă, locuitorii de pe calea Griviței au suportat cu greu. Pentru că pur și simplu calea Griviței era blocată, vreo 10 ani a stat blocată complet. Okay. Calea Griviței. Și vă dați seama ce inconfort pentru cei care locuiau în zonă, chiar pe acele blocuri din calea Griviței. Dar în cele din urmă, în 2010 a fost inaugurată stația Jiului, apoi după 2010 au fost inaugurate și celelalte stații, Laminorului, Bazilescu, Laminorului și Străulești, următoarele trei stații. Și acum am intrat în parcul Bazilescu, trebuie să mergem în inima parcului, unde se află acolo, în stânga. Da, se un moment ceva, nu? Da, este teatrul de vară Nicolae Bălcescu. Da. Este acel teatru de vară de care vă spuneam că a fost ridicat odată cu Casa de Cultură Înfrățirea Între Popoare, da, cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților, în 1953. Da. Problema cu cele două edificii, cu Casa de Cultură Înfrățirea Între Popoare, care astăzi, mă rog, toată lumea cunoaște sub numele de Teatru Masca, da, dar ea este în refacere, în reconsolidare de vreo 15 ani, așa, și cu acest teatru de vară, problema principală este că ele au fost ridicate în 7 luni de zile în 1953, 7-8 luni de zile, și ei nu reușesc să le consolideze, administrația locală. De ani de zile. Da. Deci eu cred că o să ajungem la două decenii de când se află în studii de fezabilitate, de prefezabilitate, de nu mai știu ce fel de studii și de licitații și contractări și subcontractări. Da. Acum văd că acum vreo 6 luni de zile s-au apucat să serios de treabă aici în parc la teatru de vară. Da. Uite, ia să facem vedem așa printre copaci. Cum s-ar vedea, da, oricum ajungem și acolo, nu? Da. O luăm pe următoarea alee, sper undeva în dreapta acolo. Acolo. Ok. Adică mi se pare atât de ciudat, dacă construcția în sine a fost ridicată în 7 luni, de ce durează renovarea atât de mult și atât de într-o totală ignorare? Pentru că sunt petiții din partea cetățenilor. Foarte mult se adresează, cât dintre locuitorii cartierului se adresează primăriei și Consiliului Local, încercând să afle când se va da în folosință. Pentru că aici se proiectau, aveau loc spectacole de teatru, la Casa de Cultură erau proiecții de filme. În marea majoritate, la Înfrățirea Între Popoare, era acordat la marile cinematografe și acolo aveau loc distribuirea unor filme în premieră. Da. Și okay, deci dacă distribuie la Cinema Patria sau Scala, automat și la Înfrățirea Între Popoare. Da. Deci era un cinematograf fiind de aproape 2000 de sau nu știu 800 de, nu mai știu care era ăsta de 800 de locuri sau ăla de 2000 de locuri, oricum foarte, foarte mare. Nu înțeleg cum de durează atât de mult reconsolidarea. Da. Da, deci au pus schelele, dar în continuare se vede că sunt doar puse schelele. Da. Dar arată destul de rău, dacă ne uităm un pic atent. Arată rău. 1, 2, 3. Practic pare că e o ruină mai degrabă. O ruină, da, o ruină. Din ce vedem. Da, ar fi fantastic dacă ar inaugura, pentru că aici pur și simplu ar revitaliza din punct de vedere cultural întreaga zonă. Da. Da, acum să facem dreapta. Facem dreapta. Evident, aici va fi, fiind un nod cultural, dacă pui în circuitul public cultural un spațiu de asemenea învergură, atragi automat și tot felul de evenimente. Da. Nu știu, organizatorii comunitari să organizeze cursuri, spectacole, inițieri de... habar n-am... Aici este statuia lui... Nu mai sunt căutate spectacolele sau ce? Eu cred că... Că atunci e păcat. Mă rog. Da, nu-mi dau seama. Așa. Dar fiecare primar care a venit, pentru că aici nu pot să fiu acuzat că fac party pri pentru un anumit candidat. Pentru că spunem de toți. Pentru că e o perioadă atât de îndelungată, de când se află în ruină de, nu știu, 15 ani, încât s-au succedat vreo... trei primari de diferite coloraturi politice. A fost Chiliman,
apoi a fost Tudorache de la PSD și acum este Clotilde Armand de la USR. Deci cam tot spectrul politic, adică nu poți să zici că da, așa unul singur e vinovat. Dar toată această hârțogărie, și că toată lumea se acoperă de hârtii, toată lumea vrea să fie acoperită în acte. Fiecare se suspectează că favorizează o anumită firmă. Pentru că ce? Fiecare caută să îi găsească lui ăla un punct slab. Și exact. Toată lumea se acoperă această cu acte. Suspiciune generalizată a condus la această stare de lucruri care se vede cu ochiul liber, adică nu trebuie explicată prea mult. Acolo sperăm că sunt cazuri izolate și, și eu sper vor că rămâne doar cazuri izolate. Măcar pe lucrările importante să-și dea mâna. Adică asta e că și eu, politica e o negociere. Negociezi pe lucrurile importante și atunci te mai atași pe chestiile mai mici, să zicem. Dar pe chestiile strategice, acolo să găsești un numitor comun. Așa ar trebui, este colaborare. O bibliotecă, da. O bibliotecă Dimitrie Bolintineanu, să trecem un pic. E încă activă? Da. Este, nu? Da. Tinerii și copiii o frecventează. Are un fond de carte destul de bun pentru o bibliotecă de cartier. Astea ar fi trebuit să fie... Bine, în epoca internetului e greu să revitalizezi exact, da. Cititul pe hârtie, pe spațiu, pe suport fizic. Dar supraviețuiește și asta e un lucru bun, pentru că se află în subordinea Bibliotecii Metropolitane București, la fel ca cea din cartierul Pajura. Da, am văzut-o și pe. Deci avem două biblioteci publice, o dată în cartierul Pajura și o dată în București și noi. Da. Așa, acum o să traversăm exact spre biserica... Ia uite, întoarce un pic camera să o arătăm. Edificată de Basilescu. Da. Nicolae și Ecaterina. Da. Și aici? Da, aici sunt cei doi sfinți. Da. Ecaterina și Nicolae. Foarte simpatic acest mozaic. Da. Ia să vedem dacă avem... De curând sau e vechi? Pare așa mai... Cred că e mai nou. Da, este închis, da. Măcar putem de afară să aruncăm o privire. Păcat că nu putem intra. Și se vede acolo, da? Oricum, ideea este că este un spațiu foarte îngrijit. Parohul, nu cunosc, nu știu cine e, dar... De ani de zile este foarte, foarte bine îngrijit, curățenie, gazonul bine întreținut. Deci, din punctul ăsta de vedere, este o reușită. Da. O oază de verdeață. Da, și uite, aici și peste gard, poți să... Da. Da, mai avem aici un mozaic. Da. Brâncovenii. Da. Și acum... O clipă să... Acestea sunt blocurile de 10 etaje care fac parte din ansamblul București Noi, cele 16 blocuri. Cele 16, da. S-au fost deci 16 blocuri care cuprindeau un număr de 1730 de apartamente. Ok. Adică, totuși, este o lucrare de amploare. În 4 ani de zile, între 66 și 70, să ridice 16 blocuri cu 1700 de apartamente, eu, pentru ce avem în ziua de astăzi, nu că aș fi nostalgic, dar ideea este că în clipa în care aceste blocuri s-au ridicat, ele erau ridicate și cu dotări urbane. Adică între 66 și 70 s-a construit și o școală, școala 179, care se află un pic mai sus. Mai spate. Da, da. Pentru că asta era ideea urbanismului. Urbanism, Ceaușist, Dejist, cum vrei să spui, nu puteai să construiești ca în ziua de astăzi, mă rog, acum s-au stopat toate aceste puzuri date la din 1999 încoace, puzuri peste puzuri care pur și simplu au măcelărit Bucureștiul, s-au construit blocuri peste blocuri fără dotări urbane. Da. Și în momentul de față, evident că este o nemulțumire la rândul imobiliarilor, pentru că nu mai pot să construiască ca în perioada de glorie de Eldorado a lor, da. A lor, da. Și sunt foarte nemulțumit. Evident că o grădiniță, o creșă nu-ți aducă beneficii. Și atunci îți ocupă spațiu. Da, și oameni care trebuie angajați acolo, tu trebuie să maximalizezi profitul și capitalismul nu ține cont de nevoile sociale, ce nevoie au locuitorii din cartier. Da, și de asta spuneam că pe lângă cele 16 blocuri, da, au cu blocurile. De 10 etaje, sunt și 4 blocuri de 4 etaje. Se ved, uite-le în spatele lor. Da. Da, sunt deci au fost pe lângă aceste 4 blocuri de 4 etaje. Da. Ridicate fix în aceeași perioadă.
E bine acum cu natura că putem să le vedem, altfel aici. Da. Era înflorat, totul nu mai vedea nimic. Blocat de da. Frunze și coroanele copacilor. Așa. Bun, acum noi am văzut doar o parte din cartierul București noi, da. Pentru că, așa cum spuneam, el se duce mult mai încolo, bulevardul, și cartierul se oprește în bulevardul Laminorului, care este mult mai departe, da. Acolo, nu putem să ajungem. E practic la o stație de metrou. Da. Uh-huh. Și tot acolo se afla la stația de metrou Laminorului, se găsea o veche întreprindere, o veche fabrică, la Romet. Okay. La Romet, care a fost mai întâi înființată, a fost înființată de fapt în 1925 de către niște austrieci. Și ulterior, în anii 30, și-a schimbat denumirea în Vulcan, s-a extins. După aia a purtat denumirea de La Romet. Okay. Și în perioada comunistă, ulterior în 1952, guvernul a luat hotărârea de a atribui numele întreprinderii după numele președintelui Poloniei, Boleslav Bierut. Okay. Și între 1952 și 1963 a purtat numele de Boleslav Bierut. Și după aia, în 1963, trebuie să mă uit... Cu ce se ocupa? Ce făceau? Făceau țevi, laminate. Țevi. Okay. Da. Sârmă ghimpată, sârmă, țevi, cam și uzina Republica cam pe același profil. Era okay. Din cartierul 23 August. Trebuie să mă uit un pic la acronimul pe care l-a purtat o perioadă. Deci între 52 și 63 a purtat numele de Boleslav Bierut. Da. Iar apoi, imediat după 63, s-a chemat uzina de laminate neferoase. Uzina de laminate și neferoase. Dar pentru câțiva ani a purtat această denumire. Doar pentru câțiva ani, pentru că ulterior a revenit la denumirea de La Romet. Ok. Și La Romet. Așa știam și eu, La Romet. La Romet, da. Stați că am un problemă cu acronimul, să vă spun și ce înseamnă. Așa. Deci La Romet este laminoarele românești de metale sau laminorul românesc metalurgic. Ok. Și fabrica a funcționat până în anii 90. În 1991 s-a transformat în societate pe acțiuni, iar în anul 1999 a fost privatizată. Da. Și, din păcate, în anul 2014 a fost demolată și acum avem acolo un mall. Deci este exact povestea multor fabrici și uzine din București, de pe platforma industrială București, care, după căderea comunismului, au avut o perioadă de tranziție și ulterior au fost demolate pentru spațiu, pentru a construi ori mall-uri, ori ansambluri rezidențiale. Asta înseamnă evoluția. Da, este istoria tranziției mai dură. Da. Mai dură pentru cei care au lucrat acolo, pentru că acolo era la fel la Romet. Exista evident o comunitate muncitorească. Exista și un cinematograf care clubul uzinei, care a purtat și numele de Boleslav Bierut. Okay. O perioadă și după aia toată lumea, după schimbarea denumirii uzinei, l-a recunoscut drept cinematograf Laminorului. Cinema Laminorului. Deci erau două și cinematografe. A dispărut și el, nu? A dispărut și el, okay. Da. Demolat total, da. Am înțeles. Deci, cum ar veni, avem două cinematografe într-un cartier. Aveam. Da. Așa. Odată la clubul, la înfrățirea între popoare. Da. Și celălalt era la Laminorul, cinema Laminorului. Și ăla a dispărut, aici în reabilitare. Aici este reabilitare, da. 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 Și nu știm... Deci oamenii se duc tot la mall să vadă da, un film. Da, deci exact. Dacă tu ai suprimat în cartiere toate oazele culturale, da. Ce să facă omul? Normal ar trebui să fie în comunitate, să se dezvolte, să fie o infrastructură culturală care să asigure respectiva comunitate cu evenimente culturale. Da. Da, și ne-am întors pe bulevardul București noi, la înfrățirea între popoare. Da, care este iarăși pe stânga. Da, acum o vedem și pe aici stânga. Sunt și blocurile de care vă spuneam, că au fost construite și pe stânga și pe dreapta din perioada 66. Da, cele înalte cu 10 etaje. Da, cele înalte cu 10 etaje. Da. Aici era tot așa șină de tramvai.
de care vă spuneam. S-a desfințat nu de foarte multă vreme, da, parcă, nu? Da, pentru că au socotit că odată ce are o logică, da. Odată ce am construit magistrala de metrou, okay. Atunci cetățenii, locuitorii cartierului pot folosi mai degrabă transportul subteran decât suprateran. Și există totuși trolebuze și autobuze? Da, există. Iar da, pe de altă da, parte, da, da, în dreptul da. Liniei de tramvai, uite că au pus spațiu verde. Da, au spus, da, da, da. Ceea da. Ce e bine. E bine, e bine. Orice metru câștigat da. E un lucru mare. Pentru că Bucureștiul suferă din greu, din cauza spațiului verde, care e foarte redus. În... Da. Cred că suntem capitala cu cel mai redus spațiu verde. Da, păcat că nu putem să ne apropiem acolo, că nu se vede nimica. Da, tot acoperit. E acoperit. Da. Păi, cam asta a fost. Ok. Asta a fost. Păi bine, da. Hai să ne oprim. Îți mulțumim. Vedem ce ne mai pregătește pentru data viitoare. Da, da, va mai fi ceva, sigur. Așa că stați aproape. Îți mulțumim și pentru puțin. Te salutăm cu drag. Pentru puțin. Salut, numai bine.